Hei, tu aici Antonie Denis și astăzi am pentru voi unboxing-ul Xbox-ului One. Da, știu, am PlayStation 4, da, știu, am Xbox 360 și da, știu că vreau Xbox One-ul. O să deschidem cutia cu tăietorul de torturi și da, îmi pare rău pentru calitatea audio a videoului, nu e cea mai bună, dar nu am avut acum cum să-mi pun alt microfon, vreau doar să deschid cutia asta și să mă pun să mă joc. Dacă vreți să știți ce fac cu PlayStation-ul meu 4, o să fac niște videouri în care le compar cu Xbox One, dar el este pus de vânzare, găsiți linkul la anunț în descriere și dacă vreți să-mi cumpărați PlayStation-ul meu 4, puteți să-l cumpărați. Hai să ne uităm un pic la cutie. În partea din față avem Xbox-ul, controllerul și Kinect-ul. Aceasta este varianta de 500 GB cu Kinect. Sus avem Xbox One, aici informații despre el. Ok, trebuie să dau jos actele ce mi le-au dat cei de la EMAG. Pe spate ne arată dashboard-ul cum arată și din nou Xbox One și Kinect. Iar aici Xbox-ul, Kinect-ul și controllerul. Destul de grea cutia asta, trebuie să vă recunosc. Ok, hai să deschidem cutia. Ok. Și odată deschisă cutia avem un carton pe care e făcut 3D semnul de Xbox. Avem headset-ul oficial Xbox care funcționează împreună cu controllerul de la Xbox. Mamă, dar zic Xbox cam mult. Trebuie să am grijă ce zic, că am văzut că lumea mă comentează prin comentarii. Ok, ăsta e headset-ul, arată mai bine decât cel pe care l-am primit la PS4. Dacă n-ați văzut unboxing-ul meu la PS4, puteți să intrați în descriere pentru a-l vedea. Ok, ce avem aici? Setup guide, ne învață să ne folosim Xbox-ul. Aici avem 14 zile de Xbox Live Gold. Am ajuns la partea în care ne uităm la controller. Ok. Video-ul ăsta nu e mega editat pentru că e vineri și n-am chef să mă pun să editez, am chef doar să mă joc pe noul meu Xbox. Bă, da, în multe din astea l-au pus. Aducem tăietorul de torturi, stați liniștiți. Dacă vă uitați la mine în deget, sunt și tăiat de la acel tăietor de torturi. Baterii Duracell și ăsta e controllerul nou. Așa arată. O să mă joc un pic cu el, o să fac video în review și așa mai departe, în care o să vă zic cum se simte acest controller, cum funcționează. Nu-mi place la el că nu are jack-ul de căști ca și PS4 pe care poți să asculti orice. Se simte bine în mână. Am aici un controller de Xbox 360. Vedeți cam cum arată, dar o să facem comparații și cu Xbox 360 și cu toate cele. Ăsta e cablu de putere și trebuie băgat în power brick, chestie care eu nu o suport, dar ce să și faci, trebuie, adică chestia asta, preferam să fie ca la PS4, să nu o aibă, dar nu ține de mine. Mă, dar nu vrea. Bun. Asta se bagă în consolă. Asta se bagă aici. Și asta se bagă în priză. Simplu ca bună ziua. Primim și un cablu HDMI. Numai bine că primești un cablu HDMI, că n-aveam decât vreo 16. Așa. Îl dăm la o parte. Cum se deschide Kinect-ul? Ăsta e Kinect-ul. Am zis să le iau cu tot cu Kinect pentru că n-a fost o diferență foarte mare. Și dacă vreau să fac live stream-uri pe Twitch, am zis hai să mă și vadă lumea. La PlayStation m-am zgârcit, n-am cumpărat PlayStation camera. Dar ăsta este Kinect-ul de la Xbox. Mamă, cât e de mare și de greu, nu mă așteptam să fie chiar așa. Are o mufă, ups, specială de Kinect care arată așa. O să vă arăt cum l-am pus pe masă când ajung să-l și pun. Și ultimul, dar nu cel din urmă, mamă cât e de greu, e Xbox-ul. Pe care aș vrea să știu și eu cum să-l scot de aici.
A, cred că se... Da, se scot astea. Mai logic, așa un pic. Ok, mama mea, cât e asta de greu. Ok, hai să încercăm. L-am rupt deja. Am vrut să zic, hai să-l deschidem fără să rupem nimic. Fără să rupem ceva. Dar n-am reușit, așa că am făcut-o pe aia cu metoda forța. Ok, ești în focus, ești în focus. Focus, focus, ești în focus. Vai cât e de greu. O să urmeze un tur al lui făcut altă dată, pentru că acum vreau să merg să-l bag în priză și să mă joc cu el.